Consiliul Local Râmnică Vâlcea a votat astăzi asocierea municipiului cu stațiunile Călimănești, Băile Olănești, Băile Govora, Ognele Mari și comunele Mihăiești, Bujoreni, Vlădești și Dăiești, în vederea înființării unei asociații de dezvoltare intercomunitară pentru transportul public. În hotărârea aprobată a fost stabilită și cotizația municipiului Râmnică Vâlcea pentru ultimul trimestru din acest an, care se ridică la 12.500 de lei. Fiecare localitate asociată trebuie să plătească o cotizație care se stabilește în baza unei formule de calcul, respectiv 0,5 lei pentru fiecare locuitor pe an. 19. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu alte unități administrative teritoriale în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public Vâlcea. Inițiator domnul primar. Trei comisii de specialitate își dau avizul. Comisia numărul 1. Avis favorabil. Comisia numărul 2. Avis favorabil. Și comisia numărul 3. Avis favorabil. 12 voturi sunt necesare. Discuții? Cine este pentru? 22 de voturi pentru. Proiectul adoptat. 19. Astfel de hotărâri au fost adoptate și de consiliile locale din celelalte 9 orașe și comune din Vâlcea. Autoritățile locale spun că prin înființarea ADI Transport se va îmbunătăți eficiența de planificare a transportului public, se va crea o rețea integrată de transport și se va facilita accesul cetățenilor la serviciile de transport public mult mai ușor.